Doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua, bine ați venit la ședința noastră. Înainte de a intra în ordinea de zi, vă propun să vă ridicați pentru intonarea în lungă stare. Întoarce-l cu fața jos. Ale cui sunt telefoanele? Vă mulțumesc. Domnule secretar, vă rog să prezentați situația prezenței. Sunt prezenți 18 consilieri, ședința este constituită. Ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Da. Mai un punct suplimentar. Da, mai este un proiect transfrontalier, deci un punct suplimentar numărul 1, privind aprobarea depunerii scrisorii de intenție pentru proiectul transfrontalier, prevenirea eficientă a inundațiilor în zona transfrontalieră România-Bulgaria, printr-o finanțare prin programul Interreg 5 România-Bulgaria 2014-2020. Acum, modalitatea de depunere a acestor proiecte s-a modificat un pic. Nu se mai depune în întregime proiectul, se depun aceste scrisori de intenție, urmând ca după evaluarea acestor scrisori de intenție și după declararea câștigătoare a unor proiecte să se prezinte în termen de 3 luni de zile toată documentația necesară. Drept urmare, procedura fiind mai simplificată, pe ultima 100 de metri au mai venit, eu știu, asociații și din Bulgaria și din România, care au dorit să includă și primăria municipiului Giurgiu în proiect. De aceea acest proiect a apărut foarte rapid, adică ieri. Și astăzi am zis să luăm și avizul și zicem că până luni îl încărcăm în sistem ca să depunem acele proiecte. Câte se vor aproba, vom vedea în funcție și de importanța lor. Vă mulțumesc! Supun votul dumneavoastră ordinea de zi cu modificarea, cu proiectul propus de domnul primar. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 1. Privind aprobarea depunerii scrisorii de intenție pentru proiectul transfrontalier, reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea ruse Giurgiu. Obiectivul de investiții, valorificarea zonei adiacente cetății Giurgiu și integrarea acesteia într-un circuit turistic pentru finanțare prin programul Interreg România-Bulgaria 2014-2020. Discuții? Comisiile. Comisia Administrație Publică. Aviz favorabil. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea depunerii scrisorii de intenție pentru proiectul transfrontalier dezvoltarea sistemului de transport în cadrul euroregiunii ruse Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T pentru finanțare prin programul Interreg România-Bulgaria 2014-2020. Comisia pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Privind aprobarea depunerii scrisorii de intenție pentru proiectul transfrontalier valorificarea moștenirii culturale intangibile comune, locale și europene prin muzee interactive.
Obiectiv de investiție, amenajarea și dotarea spațiului situat în Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân, blocul 92 parter, în scopul promovării patrimoniului cultural intangibil european pentru finanțare prin programul Interreg România-Bulgaria. Comisia pentru Administrație Publică Locală. Comisia Buget Finanțe. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 4. Privind aprobarea depunerii scrisorii de intenție pentru proiectul transfrontalier Arte și Tradiții din zona transfrontalieră în sprijinul turismului pentru finanțare prin programul Interreg România-Bulgaria 2014-2020. Comisia pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Comisia pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 5, privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu numărul 317 din 29 septembrie 2016, privind aprobarea regulamentului pentru instituirea unor restricții de circulație în anumite zone ale Municipiului Giurgiu și a contractului de colaborare privind eliberarea autorizațiilor de liberă trecere în Municipiul Giurgiu. Raportul Comisiei Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 6. Privind actualizarea numărului de locuitori ai Municipiului Giurgiu, înregistrați ca plătitori de taxă de habitat. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Servicii Publice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Discuții? Da, domnul consilier Vlad. Dorit-o, dar dacă ați ridicat această problemă pentru a
științarea cetățenilor, trebuie să vă răspund la modul acesta. De ce trebuie să suportăm o diferență? Deci, taxa specială se constituie venit la Consiliul Local, la societate, pentru că este un venit, îl plătește la primărie, intră ca o taxă specială, din ea să plătesc doar acele servicii care sunt stabilite în taxa specială, dar este venit la administrația locală, se înregistrează ca venit, că încasezi. În al doilea rând, diferențele nefavorabile. Știți foarte bine că ați aprobat prin ședințe de Consiliu și de aceea v-am spus că trebuie să studiați și toate acele și să faceți legătura cu tot ce s-a aprobat aici. Prețul este de 7,44 de lei. Preț negociat de ADI-ul, de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pentru, cu operatorul regional, pentru regiunea 1, în care intră și municipiul Giurgiu. Noi am aprobat ca taxa de capital să scadă de la 9 lei la 8 lei și de la 6 lei la 5 lei. Automat, o medie a lor nu acoperea nici anul trecut. O medie a plătitorilor din oraș, de la casă și de la apartament, ieșea în jurul la 7,12 și anul trecut am aprobat ca diferențele nefavorabile între ceea ce se încasează din taxa de capital și ceea ce se plătește conform contractului să fie suportat în bugetul local. Și anul trecut am plătit vreo 68 de mii de lei. În acest moment, prin aprobarea noilor tarife ale taxei de capital, sau noi cuantumul taxei, noile cuantumuri ale taxei de capital de 9 lei și de 8 lei și de 5 lei, mediul este cam 6 lei și un pic. Asta înseamnă că de la 6 lei și un pic până la 7,44 lei, cât avem contractul negociat cu ADI, se suportă din primărie. De aici apare diferența care se suportă din cadrul primăriei. Și ne-am luat acea marjă că ne-am creat sursele să plătim din fondurile primăriei aceste sume. În ceea ce privește punctul 3 al dumneavoastră, cu numărul de persoane, nu este cererea noastră, este cererea celor de la ADI care gestionează acest proiect de management eficient pentru județul Arad. Dumnealor sunt cei care negociază cu operatorul pentru că licitația s-a organizat la ADI-ul, la sediul ADI-ului și de către ADI. Drept urmare, în acest moment, este o problemă foarte mare privind comunele și toți cei care sunt în ADI. Una este raportarea statistică cu 70 sau 68.000 de locuitori în municipiul Giurgiu, alta este de pe Wikipedia care s-a luat această cifră de 61.380 și nu știu cât, și această cifră s-a stabilit ca să plătească 7,44 lei pe lună și efectiv existent în municipiul Giurgiu. Noi când am instituit taxa de capital, am spus foarte clar că se va plăti la nivelul încasărilor de la populație și a numărilor care s-au declarat. Și lună de lună s-au actualizat acest număr de personal. Să știți că sunt verificați la sânge. Au fost verificați prin asociația de locatași. Dacă stau să mă gândesc că erați viceprimar, când tot verificam la ei. Și s-au înregistrat. Acum, cam atât mai sunt. Suntem vreo 45.000, vreo 2.500 sunt scutiți conform legii, plătitori au mai rămas vreo 42.000 și ceva. Dacă guvernul va menține, promisiunea că acele persoane sub 3 ani nu vor plăti utilități, asta însemnând și gunoi, sigur vom ajunge la cifre și mai mici. Da, acestea sunt datele reale. Nu putem plăti pentru 61.000 când noi, deci nu putem achita și să ne factureze pentru 61.000 când noi nu plătim municipiul Giurgiu decât 42.000. Apare o diferență de aproape 20.000. 20.000 ori 7,44 înseamnă 1,5 miliarde pe lună care n-are cine să-l plătească, o să ajungă să-l plătească primăria. Și ADI-ul a luat decizia aceasta împreună cu operatorul care a câștigat licitația să venim și să discutăm pe numărul real în oraș. Și în comunele respective și în satele respective al populației existente. Ca să se încaseze real. Pentru că și dacă dumnealor vor merge din casă în casă să încaseze, tot acolo vor ajunge. Sau poate sub numere de, cum să zic, o populație mult mai mică care se va declara. Nu-l vor primi la poartă, nu-l vor vrea să țineze contactul, sunt probleme. Și este dorința ADI-ului. Deci noi nu am venit cu această hotărâre doar din dorința noastră de a stabili o cifră, ci ADI-ul ne-a comunicat să facem acest sondaj, să facem acest recensământ, cu ghilimele de rigoare, a populației care este plătitoare de taxă și de salubritate și care folosește acest serviciu
și să-l aprobăm prin ședință de Consiliu. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Două abține. Proiectul numărul 7, privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a listei de investiții aferente Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Și proiectul numărul 8, privind aprobarea depunerii scrisorii de intenție pentru proiectul transfrontalier, prevenirea eficientă a inundațiilor în zona transfrontalieră România-Bulgaria, pentru finanțare prin programul Interreg România-Bulgaria 2014-2020. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Declar închise lucrările ședinței de astăzi.